ziua! Bună ziua tuturor! Bună ziua tuturor celor care astăzi sunt aici! Mulțumesc foarte mult, în primul rând, bunului Dumnezeu, că ne dă posibilitatea ca în acest moment să nu plouă, să fie o vreme frumoasă, călduroasă și plină de viață pentru fiecare dintre noi. Mulțumesc foarte mult celor care astăzi au înțeles că trebuie să ne fie aproape. Încep cu doamna inspector general al Inspectoratului Școlar Gorj, cu domnul director de la Direcția Agricolă, domnul Purcherea, și, nu în ultimul rând, domnii consilieri, doamna profesor, fostă director Roșulescu, care mă bucur din suflet că este aproape și este alături de noi. Mulțumesc foarte mult frumoșilor noștri copii de la școala Grigore Geamănu. Îmi place, sunteți îmbrăcați extraordinar de frumos și vă stă foarte bine. Considerăm că în viitor, până voi veți pleca de la noi, vom fi cea mai bună echipă care de dansuri populare și nu în ultimul rând am lăsat să vă spun că avem aici lângă noi o frumoasă copilă pe nume Zăreanu. Popescu Andreea. Popescu Andreea, care ne umple de fiecare dată sufletele de bucurie că atât de frumos cântă, încât v-aș ruga, dacă se poate, pentru început, și după aceea am să vă spun și de ce totuși ne-am adunat astăzi aici, să-i dăm posibilitatea să ne cânte un cântec. Cântecul ăsta și l-a ales ea. Cântecul ăsta este reprezentativ pentru ceea ce noi facem astăzi aici. Ceea ce noi încercăm de fiecare dată, chiar dacă avem greutăți destule, că banii sunt puțini, dar din puținul ăla încercăm de fiecare dată să venim la cei mai gospodari, să venim la cei mai buni producători care ne scot pe piața atât internă cât și pe piața externă aceste produse minunate care vă rog să le gustați astăzi din livada domnului Ciobescu Cosmin, care eu am considerat că la acest moment este cel mai tare din această comună cu privire la acele plantații pe care le are totuși fiecare. Dar asta nu înseamnă că ceilalți ar avea mai puțin. Dar sunt sub dumnealui, în sensul că o are cea mai tânără, cea mai performantă, cu calități extraordinar de bune. Are cireșile, are cireșe, că cireașa de fapt pe noi ne interesează astăzi. Și acum îi dăm posibilitatea distinției și frumoasei noastre copile să ne umple sufletul de bucurie. Mulțumesc! Cireșule frunză, rară frunză din poiană, bine mi-ai prins astă vară frunză din poiană, că de la umbrița ta am început dragostea, că de la umbrița ta am început dragostea. Cine ți-a rupt crecile frunza, murele măi, și ți-a luat cireșele frunza, amurele, necuțal tău supărat, că prea mult te-a așteptat. Mi-a rupt toate crecile și mi-a luat cireșele. Cireșule frunză, rară frunză din poiană, să crești mare până la vară frunză din poiană, să crești mare și frumos, să fii mândru și umbros, să crești mare până la vară, că eu vin cu neca iară. Bravo! Dacă tu vrei și mai ai un cântec care vrei să-l ne-l cânti cu mare drag, noi te ascultăm. Dacă consider că repertoriu vrei să ți-l spui pe scenă, cu mare drag te rog să-l pregătești cu mare atenție, am încredere în tine și pe scenă nu ții cont nici de timp, nici de ore. Multe cântece, da? Da. Mulțumesc frumos! Deci, după cum bine ați observat, școala Grigore Geamănu, prin profesorii, prin cadrele pe care le au, se preocupă de copii. Părinții lor, la rândul dânșilor, se preocupă de starea, de fapt, a fiecăruia. Cum, de fapt, și familia Zăreanu se ocupă de acest copil minunat. Minunat sunt toți de aici, după cum îi observați, pe care
cu drag vă rog să veniți și acolo jos, la bănci, cum spunem noi, și să-i vedeți ce frumos dansează. Ce frumos joacă! Într-un timp extraordinar de scurt, tot ceea ce vedeți în fața dumneavoastră, sunt acești copii care s-au pregătit doar în ultimele 10 zile. Mai puțin? Mai puțin. Mai puțin. Deci, imaginați-vă ce voință și dorință au. Dar nici noi, primăria și Consiliul Local, nu stăm degeaba. Am găsit soluția pentru cel puțin a le da satisfacția să îi îmbrăcăm de fiecare dată de câte ori ei au nevoie. Să vină să ne reprezinte pe noi. Cred că acum cel mai bine și cel mai corect lucru este să vă spun că acești oameni minunați care au aceste plantații în această comună minunată Turcinești, satul Rugi, sunt mulți. Sunt oameni care chiar îi preocupă. Oameni care astăzi se duc și găsesc acești pomi sălbatici, îi aduc în plantațiile lor, în terenurile lor, reușesc să-i aducă la starea de fapt, adică să-i altoiască și să aducă aceste minunate cireșe care, încă o dată vă repet, gustați-le că sunt pe măsură, sunt extraordinar de bune. Îmi pare rău de un singur lucru și vi-l spun cu mare dorință și suferință de suferință, mai zic, nu dorință, scuzați-mă, că sunt atât de multe anul acesta față de alți ani, încât oamenii n-au reușit să le mai culeagă pe toate. Nu pot. Unii au îmbătrânit, alții au plecat. Cireșii au crescut mari. Le este frică să mai urce sus. Forță de muncă nu mai există. Lucru și fapt care, de fapt, duce la ceea ce dumneavoastră vedeți. Stau neculese. Prețul a fost destul de accesibil, consider eu, la acest moment. Deci nimeni nu poate să spună că a depășit prețul de 7, 8 lei, nu știu, poate chiar mai puțin, la Angro a fost poate 4, 5. Ca să totuși să adui aceste cireșe din pom, necesită muncă și risc. Dar îi rog pe această cale, ca de fiecare dată să nu se lase pe gubaș, să nu uite că ce-au început cândva va avea un spor. Ne chinuim de foarte mult timp, recunosc acest lucru și mi l-am propus din 2008, să avem și noi un depozit, să avem și noi o stație de procesare, o fabricuță mică pentru procesarea fructelor și fructelor de pădure. Credeți-mă, am inițiat proiectele, le-am transmis la minister, numai că n-aș putea să spun decât toți ne promit, dar la proiecte nu dau drum. Sper că de această dată astăzi vom avea invitați care... Și dumneavoastră veți fi acolo și dacă doriți să le puneți întrebări, vă rog să le puneți. Am să le spun și eu din nou, dinși știu, ceva se întâmplă. Știți cum e? O rotiță nu funcționează. Unde? N-aș putea să știu. Dar știu că suferim toți ceilalți, toți care suntem aici, suntem în această comună și sunt convins că nu numai în comuna noastră, nu numai în județul Gorj, în toată țara la acest moment. Dar eu sunt optimist. Am o vârstă. Nu mă bat. Nu fac în așa fel să nu vi-o spun și nici să nu vi-o arăt toată. De aceea vă rog și pe dumneavoastră, toți cei care sunteți aici, transmiteți copiilor dumneavoastră și copiii dumneavoastră la rândul lor aceste locuri minunate să nu le uite niciodată. Avem aici pe domnul Sichitiu. Văd că a dispărut. Iarăși un om, are fiul dumnealui aici. Sunt foarte mulți oameni aici care cred că o să-i vedeți mai bine jos acolo, că astăzi au fost la piață, cred că sunt obosiți, se odihnesc un pic și după aceea vin acolo jos la noi, la bănci, și le vom lua un punct de vedere vis-a-vis și de greutățile pe care le au. Dar eu vi le-am spus în mare pentru că i-am întrebat. Da, pot să spun astăzi aici și mi-au un angajament, că drumul ăsta va trebui să arate altfel pentru data viitoare. Cu voința și dorința și a dumnealor de a-mi da posibilitatea ca acolo unde este mai îngust să pot să-l lărgesc, să poate să meargă două mașini una pe lângă cealaltă. Eu vă mulțumesc foarte mult, dar nu în ultimul rând am să dau
cuvântul domnului director de la Direcția Agricolă, care am toată stima și respectul pentru dumnealui, întrucât m-a susținut și mă susține în continuare în proiectele pe care noi le avem cu privire la tot ceea ce înseamnă APIA, tot ceea ce înseamnă Direcția Agricolă vis-a-vis de exact de ceea ce noi astăzi avem aici. Adică, la noi, la primărie, oamenii sunt foarte bine informați. Oamenii vin datorită unor impedimente care apar. Spre exemplu, sunt soiurile care le vedeți aici, foarte multe, care au tot felul de boli. Bolile toate sunt transmise din natură, nu pot să știu de unde, dar Direcția Agricolă, prin specialiștii dumnealor, întotdeauna ne-au pus la dispoziție substanța necesară pentru a combate aceste lucruri. Și nu numai, ne îndrumă de fiecare dată, cum și eu de această dată vă îndrum, ca toți cei care sunt aici, gândiți-vă că va trebui să devină mâine, și cu asta închei, o asociație. Dacă nu va fi această asociație, va fi greu să vindeți produsul, va fi greu să-l adunați, va fi greu să organizăm proiecte europene. Foarte greu, de unul singur e greu să învingi acest lucru. Și atunci vă îndemn și vă rog, toți cei care aveți, uniți-vă, nu este obligatoriu ca toți care sunt aici, poate 200, să fie 200. În prima fază, dacă se unesc 10 într-o asociație, este ok, lângă ea mai vin 10 și deja sunt 20. Nu profită nimeni de munca și de banul lor, nu. Gândiți-vă că numai așa putem da înainte, numai așa le putem culege. Există la nivel național, mondial, aparatură necesară, mașini care pot să culeagă. Nu mai urcăm copiii în cireși, nu mai urcăm părinții și bunicii să cadă de pe scări. Vă rog, asociație. Dacă nu ne asociem, nu învingem. Știu că este cel mai bine să-ți iei produsul, să-l duci la piață. Este cel mai sigur, te duci, l-ai vândut, ai vândut 20 de kilograme, ai plecat cu banul acasă. Dar gândiți-vă că astea rămân în pom și s-ar putea la 20 de kilograme să nu acopere contravaloarea la tone care sunt, spre exemplu, în plantația domnului Ciobescu, care rămân așa poate, că nu, dumnealui și cu soția nu pot să pridudească să culeagă atât. Deci vă rog din tot sufletul, ajutați-mă ca să vă ajut. Uniți-vă măcar 3, 4, 5, nu 10. Vă rog, de când am venit aici din 2008, vom câștiga. Veți vedea că atunci veți vedea și depozitul, atunci veți vedea și fabrica de procesare și tot ce doriți dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet. Dau cuvântul domnului director Pripărean. Vă mulțumesc, domnule primar. Mă simt onorat să fiu în jocul dumneavoastră, în localitatea reprezentativă în cultura cireșului la nivelul județului Gorj. Cum a spus domnul primar, în nou program strategic, național strategic, sunt prevăzute sume importante pentru depozitarea și procesarea tuturor produselor agricole la nivelul României și în anii precedenți au fost sume, dar au fost în un quantum foarte mic și nu au ajuns în toate localitățile țării și m-aș bucura ca primul depozit de fructe și legume ca să fie la nivelul localității Turcinești. Demersurile s-au făcut, mai rămâne ca o frumoasă și AMI performant criteriul de trebuie făcută asocierea, pentru că sunt prevăzute criterii, sunt punctaje suplimentare la obținerea finanțării. Dacă nu suntem asociați, nu putem răzbi nici pe piață, concurența e foarte acerbă, avem importuri cu prețuri de dumping și ceea ce produsele noastre care sunt bio, rămân neculese, oamenii au pierderi, costurile mai ridicate la produsele noastre pentru că sunt și mai sănătoase. Și cu aceasta țin să închei. Mulțumesc domnului primar pentru această zi minunată care a organizat-o la nivelul Comunei Dânsului. Mulțumesc pentru invitație și pentru domnișoară, inspector general, două cuvinte dacă vreți să ne spuneți. Vă mulțumesc foarte frumos. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult, domnule primar, pentru invitație. Nu am fost niciodată aici, n-am luat niciodată parte la acest eveniment și aș vrea să vă spun faptul că vă onorează faptul că respectați tradiția și respectați obiceiurile și nu uitați acești copii
de care noi răspundem în primul rând moral și în al doilea rând școlar, să spun așa, este extrem de important să nu-i lăsăm să uite tradiția locului de baștină. Este singurul loc din Gorj care are un astfel de festival, este singurul loc din Gorj care onorează acest fruct la acest nivel și felicit atât cadrele didactice care se ocupă de acești copii, cât și pe dumneavoastră pentru păstrarea tradițiilor. Vă mulțumesc pentru invitație încă o dată. Și eu vă mulțumesc foarte frumos, domnișoara inspector general, și vă mai așteptăm cu un anii care trec, dacă nu mai sunteți în funcția inspector general și vă fi prin minister, vă așteptăm cu mare drag aici. Cred că fuge cineva de mine, nu știu, cred că e doamna doctor, cred că e cumva doamna consilier, nu, uitați-o că a sosit. Dânsa este una din cele mai, așa consider eu, și vă rog să-mi dați dreptate. Nu se supără doamnele celelalte pe mine. Cea mai gospodină. Cea mai puternică. Știți de ce vă spun toate acestea? Eu de câte ori o văd, nu o văd de când muncind. Ba la vie, ba la cireș, ba în problemele casei. Dar nu uită niciodată de meseria care a practicat-o. Dar de această dată am să o rog și pe dumneavoastră, că și dumneavoastră are o plantație destul de frumoasă, să ne spună câteva vorbe care cred eu după mine că vor întări rugiu, că este din rugi crescută aici. Bună ziua, în primul rând, și vă mulțumesc că participăm cu toții la acest eveniment unic după mine. Sunt crescută, sunt născută, de fapt, pe aceste meleaguri, sunt și mamă și domnul primar a vrut să spună altceva profesional, nu e vorba aici, vrea să spună că sunt un culegător de cireșe. Aștept asociația. Da, și noi. Sunt convins că și noi așteptăm, că suntem deja, nu mai suntem tineri și tineretul adevărat nu mai practică această meserie și am rămas noi, tineretul ăsta, sectorul 3, cum ar veni. Și ne-ar bucura foarte mult că atunci acest cireș nu va dispărea niciodată. Este o nostalgie. L-a cântat Maria Lătărețu, l-a cântat fetița asta deosebit de frumos și parcă ne răscolește așa amintirile, chiar dacă am participat de la zero zile. Eu am o plantație mai jos, domnul Ciobescu este modelul 1, dar nici noi ceilalți... Dar el e și modest, de asta nici nu vrea da, să fie aici. Ce dar nici noi ceilalți, domn primar, nu ne lăsăm mai pe jos. Punem în fiecare care an plantăm, îngrijim, că și asta cireșii nu credeți că rămân așa fără o muncă deosebită, care domn primar n-a stimulat-o deloc. Dar în viitor, cu asociația, eu voi fi primul care mă gândesc la așa ceva. Mulțumesc foarte frumos! Avem nepoți care ne urmează și pentru ei merită ca acest copac deosebit, care rămâne o legendă, să existe pentru totdeauna. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult! Nea Gheorghe, două secunde, vino și spune-ne două vorbe, dar te rog să le pui, le spui, scurte, nu că l-am scris. Te rog. Ca de fiecare dată, eu aș vrea să scap de el, dar el nu vrea să scape de mine. Și atunci, am hotărât împreună să mai mergem vreo câteva zile, vreo patru mandări. Mulțumesc, nu știu dacă mă duce vârsta, dar pe mine, să-ți dea Dumnezeu sănătate și te rog, ești aici un factor de nădejde în această comună, aveți și dumneavoastră plantație și vă rog din tot sufletul, găsiți soluția pe care v-am rugat, asociația. O găsireți dumneavoastră. Uitați așa, văd că între timp au mai apărut localnici, a mai apărut și directorul de la Direcția de Sănătate. Da, de la DSV, văd acolo. Dați-vă aproape că suntem aici, domnul doctor. Și văd și de la Consiliul Județean, mai văd, da? Veniți cu drag, că să știți că chiar dacă e soare, e plăcut. Bună ziua la toată lumea. Bună ziua, domnule primar, bună ziua postului de televiziune, bună ziua consilierul, bună ziua copiii.
rugămintea mea pentru copii ar fi să urmeze, să ne urmeze pe noi bătrânii. Aceste plantații durează de sute de ani, mă rog, aici și există câțiva pomi mai există din vechile plantații, din vechile plantații ale rugeanului, cireașa neagră de rugi, timpurie și târzie, iar printr-o cooperare între marile regiuni ale țării, ceea ce vedem noi aici sunt aduse din Valea Bistriței, din comuna, ca să-i spunem, marea comună a Bistriței, de acolo, din Valea Bârgăielor, din... și cineva din Alexeni, acolo unde se cultiva cireșul amar pentru dulceață și compot, iar aici la noi se cultiva cireșul negru și, cum am spus, de rugi, au făcut cooperare prin, mă rog, cum au găsit ei și avem aici. Ele sunt cireșe de Bistrița, normal, vechi de Bistrița, cum noi le spunem, de ale Lucioca, cel care l-a adus aici, iar din ei au derivat, avem mocru de rugi, avem, încă mai există țoloaba, care este deasupra camerei de la vederi, avem foarte, foarte multe soiuri de cireșe aici, pe teritoriul Rugiului. Bine ar fi ca toată lumea să-l asculte pe domnul primar, să se poată face o asociație, să putem să ne desfacem, că toți întinerim, ne piere, începe, da, început dantura, ne lasă picioarele și nu mai putem ajunge acolo sus frumos cum mergeau tinerile, cum mergeam odată. Asta ne-ar salva și nu pe noi, pentru tineretul nostru al salva plantațiile astea frumoase de cireș. Și o podoabă, e ceva deosebit. Nu găsești în județul ăsta așa ceva și el se usucă foarte repede. Bineînțeles că acum s-a cam lăsat, murind cei care munceau, rămânând noi ăștia care am mai fugit de muncă având servicii, nu mai reușim ca să mai ținem așa frumos. Cireșul trebuie muncit. Și vom avea plantații frumoase, fiind asociației. Mulțumim frumos! Mulțumim. Și eu vă mulțumesc și eu vă mulțumesc, Dumnezeu să vă dea sănătate. Să dea Dumnezeu să fim printre noi mulți ani de acum încolo. Vă mulțumesc tuturor!
Și mai frumos și-ai pierdut.